bucură enorm pentru că sunteți aici. Invitația a fost, din punctul meu de vedere, o invitație prietenească. Am vrut să vedeți toată lumea ce am făcut aici. De ce am vrut să vedeți? Pentru că suntem foarte mândri de ceea ce am reușit să facem. A fost o idee începută cu câțiva ani în urmă. Au fost momente în care poate am crezut că nu vom materializa această idee și că nu vom putea duce la bun sfârșit. Iată că am reușit să facem un proiect, un proiect bun, un proiect extraordinar, un proiect fantastic. Și acesta este motivul pentru care v-am rugat, v-am invitat să veniți, să fiți alături de noi. Așa cum vedeți, vorbim de un parc mare, un parc de aventură, un parc de distracții. Parcul se adresează în egală măsură celor din Mangalia, celor din Constanța, dar poate, nu știu dacă să zic, în primul rând, în ultimul rând, turiștilor. Ne-am dorit acest parc aici, Neptun, în sudul litoralului, pentru că, așa cum știți, ne cunoaștem. Majoritatea dintre dumneavoastră ne cunoaștem. Suntem foarte implicați în activitatea de turism în general și, în mod special, în zona de litoral. Pentru că suntem interesați, am considerat că un astfel de business în zona asta este binevenit atât pentru noi ca investitori, cât poate mai ales pentru dezvoltarea turismului în zona. De ce ne-am dorit să avem această conferință de presă împreună cu primăria Mangalia? De ce l-am rugat pe domnul primar să fie alături de noi? Pentru că, cu adevărat, oamenii ne-au sprijinit. Poate că pentru România de astăzi, așa cum o cunoaștem cu toții și care trăim cu toții, poate părea surprinzător, dar noi, în momentul în care am spus că am fi interesat să dezvoltăm un proiect în zona de genul acesta, eu vreau să vă spun că răspunsul a fost instantaneu, da. Pe mine, la vremea respectivă, m-a luat prin surprindere, că nu știam cum se întâmplă în relația cu o primărie, relația cu statul, relația cu autoritățile. Pur și simplu m-a șocat un astfel de răspuns. Da, sunteți bineveniți, vă rugăm să vă investiți bani în zona noastră. Așa că zic să rămână domnului primar pentru efortul, zic să rămână consiliului local pentru că a avut încredere în proiectul nostru. Le mulțumim foarte, foarte mult. Și sperăm, sincer, sper că nu le-am înșelat încrederea, ca să zic așa. Adică sper că am reușit să facem ceea ce ne-am propus să facem și ceea ce le-am propus și noi. Așa că, încă o dată, eu vă spun bine ați venit, încă o dată eu vă mulțumesc pentru prezență. Cred că proiectul, din punctul meu de vedere, trece de zona privată, de zona interesului privat, pentru că este un proiect care ajută și dezvoltă turismul zona. Fără discuții. Fără discuții. Motiv pentru care nu i-aș pune rugăminte, dar aș crede că noi toți fiind constanțeni, toți având un interes ca lucrurile în Constanța să meargă bine, cred că acest subiect legat de parc, de atâtea ori, de câte ori se poate, ar merita mediatizat sau măcar adus la cunoștințelor. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. O să rog pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc pentru invitație. Alături de mine sunt doamna Mirica Stan, membru al Consiliului Local și om de turism. Domnul Dumitru Filip, director Direcție Turism, legatul primăriei Municipiului Mangalia. Și ca o paranteză, până în 2012 primăria Municipiului Mangalia nu avea o direcție de turism. Culmea, administrăm 6 stațiuni turistice, dar nu aveam o direcție de turism.
și domnul Lorenz Dumitran din satul public, în stânga mea. Într-adevăr, ne dorim că această zonă, cele 6 stațiuni, care sunt foarte frumoase, discutam înainte de a începe această conferință de presă, discutam că Mangalia are o pădure foarte frumoasă, peste 400 de hectare, avem lacuri, avem 10 izvoare termale, avem plaja, 9 km de coastă, dar întotdeauna am spus că avem potențial, dar nu l-am pus în valoare. Tot timpul, dacă vedeți, s-a tot discutat, domnule, România, zona, Mangalia sau în fine alte zone, avem un potențial, dar nu-l exploatăm corespunzător. A venit vremea să și exploatăm acest potențial și ne bucurăm că investitorii aleg Mangalia. De aceea, susținerea noastră este totală. Și din partea membrilor Consiliului Local și din partea administrației locale, încercăm să dezvoltăm această zonă, pentru că zona aceasta a fost uitată oarecum și între administrația centrală, dar nici administrația locală poate nu și-a făcut temele așa cum ar fi trebuit să-și facă și poate am pierdut startul față de alte stațiuni, numai de pe litoral, și încercăm să-i prindem și chiar să-i depășim. Vreau să ne urmăriți, pentru că se vor întâmpla foarte multe lucruri frumoase în această zonă, să ne urmăriți aproape, pentru că deja foarte mulți investitori din această zonă, veți vedea iar zilele următoare hotelul din Venus care se deschide și vor fi hotel de 4 sau 5 stele. Veți vedea oameni care și cel care a cumpărat și chiar ar trebui să amintesc acest lucru, mi-a plăcut foarte mult, a vrut inițial, este investitor din România, inițial să investească în Grecia. Dar faptul că a urmărit vara trecută cam ce proiecte avem noi pentru această zonă, când vorbim de noi, vorbim de Consiliul Local și administrația locală, proiectele care sunt și vreau să reamintesc câteva, vorbim de faleza, finanțarea europeană, Mangalia Olimp, îmi doresc o faleză și ne dorim cu toți o faleză pietonală de 9 km. Ea a început deja în zona la Steaguri, zona Neptun se lucrează deja. Se spune că vom da drumul și la Saturn și o veți vedea în viitor aproape o faleză cu finanțarea europeană de 9 km, faleză pietonală. Discutăm de parcuri, de foarte multă verdeață. De aceea vă spuneam că acești investitori vin pentru că văd care sunt proiectele pentru această zonă. Și vă spuneam că a lăsat Grecia pentru România. Cine? Copii din Venus, o să Cocorul și Pajura din Venus, este un investitor din Pitești, o firmă destul de mare din Pitești și au vrut să investească în România pentru că au văzut plaja și proiectele pe care le vom face noi, pentru că avem porțiuni de plajă chiar liber, văzând cea dintre Saturn și Venus, o plajă foarte frumoasă și vă spuneam că vreau să ne urmăriți până la capăt, veți vedea foarte multe lucruri frumoase în această zonă. Mangalia, și vreau să reamintesc tot timpul, că nu sunt foarte mulți care știu acest lucru, Mangalia administrează 6 stațiuni turistice, vorbim de Olimp, Neptun, azi ne aflăm la Neptun, cum bine știți, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și Oanzitul de luna 7-a, Mangalia, deci sunt 7 stațiuni turistice pe care trebuie să le administrăm corespunzător. Vă mulțumesc frumos și o să dau cuvântul și doamnei Stan, membru al Consiliului Local, de asemenea domnul Filip și domnul Zunitrana. Mulțumim că sunteți alături de noi. Să felicităm pe investitorii care, într-adevăr, au avut o idee foarte bună, au adus muntele la mare și, cum știți, oamenii doresc ca în vacanță. Vacanțele devin din ce în ce mai active. Oamenii doresc ca pe parcursul unei săptămâni, să jurul mediu pe litoral este în jur de o săptămână, să facă cât mai multe activități. Sigur că noi am fost obișnuiți până acum. Atracția principală este plaja, marea, soarele. Da, e adevărat, dar depindem foarte mult și de fenomenul meteo și sigur că acesta ne joacă peste. Faptul că Aurelian și celălalt investitor, împreună cu primăria și Consiliul Local Mangalia, au reușit să fac o astfel de investiție, asta înseamnă că noi vom avea o ocupare mai mare și de-a lungul anului, că oamenii vor veni, chiar constanțenii, vor veni și bucureștenii la sfârșit de săptămână, în timpul anului și alături de atracția noastră, să zicem, principală a zonei, tratamentul balnear, că știți că această zonă excelează prin acest segment de piață turistică și care este în dezvoltare, o să ducă un plus de valoare acestei zone. Domnul Aurelian nu a spus, așa cum din modestie nu a spus că este principalul vânzător al produsului turistic pe litoralul Mării Negre și nu numai atât. Anul trecut, domnul Aurelian Marin, împreună cu, în fine, cu partenerii din companie, au reușit prin promovarea pe care au făcut-o acestei zone și mulțumim
foarte mult, pentru că și alături de dumneavoastră, anul trecut cea mai mare dezvoltare a circulației turistice a cunoscut această zonă. Deci dacă litoralul anul trecut a avut o creștere de 1-2%, această zonă a avut 7-9% cu creșteri pe Venus, pe Saturn, și atunci sigur că a văzut că, că această zonă are un mare potențial de dezvoltare, iar anul acesta acest parc va aduce cu siguranță un plus de atracție turistică. Noi acest produs îl vom promova în toate pachetele turistice, astfel încât să creăm un segment special de piață, deci acelora care doresc să călătorească și să-și facă vacanța pentru să petrece vacanța mai liber într-un parc de aventură. Ce să vă mai spun, sigur că este de luat în calcul că trebuie să promovăm zona, să spunem ceea ce se face bine, e adevărat că avem multe de făcut, e adevărat că vedeți că investitorii vin în zonă și nu vin întâmplător, oamenii care investesc au pulsul pieții și asta înseamnă că zona este, are potențial de dezvoltare și sigur că orice investitor își dorește să, ca banii să se întoarcă, asta înseamnă că studiul de piață este fezabil și, nu în ultimul rând, primăria Mangalia cu domnul primar, consiliul local și cu tot aparatul din primărie au deschidere spre dezvoltarea turismului, au investit și au făcut și parteneriate în zonă, astfel încât zona noastră să cunoască o dezvoltare pe măsură, iar pe de altă parte vedeți că toată zona aceasta oferă și mare, și pădure, și factor natural de cură pentru tratament. Suntem și la graniță cu Bulgaria, suntem pe drum european, deci eu felicit pe toți și vă rugăm noi, ca și investitori în turism, ca oameni de turism, cu domnul primar, cu primăria Mangalia, cu investitorii, să ne dați o mână de ajutor și să faceți public această investiție, pentru că merită. Vă mulțumim! Ce aș vrea să mă adaug, dacă îmi permiteți, este foarte important. Aceste stațiuni sunt de interes național, nu interes local. De aceea le trebuie promovate. Exact cum îmi spunea doamna Stan, mai avem foarte multe lucruri de făcut, dar se spune că vom recupera în timpul pierdut și chiar vorbeam cu domnul Marin de câți oameni au vizitat până acum acest parc și a rămas surprins, plăcut, bineînțeles, că nu a venit să cred. Îl las pe dumneavoastră să ne spună, după care colegii mei au să ne au fost aproape 10.000 de clienți în această perioadă de când noi am deschis parcul. În ce perioadă? De când? Începând din 8 aprilie. Sperăm ca anul acesta să avem 50.000 de clienți în parc. Este targetul pe care ni l-am pus. Mangalia din Constanța, turiști și așa mai departe. Vrem să ne extindem partea de marketing la Varna, de exemplu, pentru a aduce de acolo grupuri de copii. Vrem să ne extindem cu marketing la Tulcea pentru a aduce grupuri de copii. E deschis și iarna? Va fi, deci parcul este deschis atâta timp cât este vreme corespunzătoare. Rămâne de văzut exact ce înseamnă vreme corespunzătoare. De exemplu, Brașovul operează și la 0 grade, nu cred că se va întâmpla la noi, dar de principiu 10 luni pe an va fi deschis. Cam ce se întâmplă în parcul ăsta? Las ocazia asta, vreau să-l prezint și pe asociatul meu. Perfect. Nu-l cunoașteți. Înainte de a răspunde întrebările noastre, eu vreau să vă povestesc despre un proiect social pe care noi vrem să-l facem aici pentru comunitatea din Mangalia. Acela de a aduce copiii din Mangalia la noi în parc cu eforturi foarte minime financiar din partea lor, ceea ce înseamnă cu reduceri de peste 70-80% pentru ei. Noi încercăm să îi aducem organizat cu școlile, pentru că știți foarte bine, în școală au nevoie de
de a ieși în aer liber și atunci ne-am, împreună cu asociatul meu, ne-am gândit că ar fi foarte, foarte bine să facem și lucruri sociale. Și pentru comunitatea locală. Vreau să vă mulțumesc. E în premieră, nu știam ce lucru. E foarte frumos că susțineți copiii din Mangalia și vreau să vă felicit și să vă mulțumesc în numele lor. Un spirit de aventură la mare. Spune acolo până multe. Sunt 14 trasee. Pe diferite grade de dificultate, copiii începând de la 4 ani sunt foarte activi. Limita de vârstă superioară nu există, aici depinde de fiecare ce și cum. Gradul ăsta de dificultate țin de abilități fizice pe de o parte, pe de altă parte țin de puțină adrenalină, de puțin curaj, pentru că am văzut oameni care fizic arătau foarte bine și ai fizic că sunt în mare măsură dispuși să se cațele trasele dificile și abia le abordau pe cele la înălțime de 2 metri. Trasele albe sunt cele mai ușoare, după care gradual vorbim de galben, portocaliu, verde, albastru, roșu și negru cresc în dificultate. Pot să vă spun că, de exemplu, trasele roșii și negre cele mai dificile se află undeva la 10-12 metri înălțime, cu niște jocuri între copaci de dificultate foarte, foarte mare. Sunt situații în care, de exemplu, participanții ajung într-o poziție de șpagat aproape ca să depășească, să ajungă la următorul atelier. Cu toate acestea, sunt și oameni care pot, să zic așa. Poate foarte interesant și atipic, avem un traseu numai de tiroliene. Dincolo de tirolienele existente pe fiecare din traseele normale, este un traseu cu 11 tiroliene. Avem un panou de cățărare fabulos cu 12 trasee de cățărare, la fel, pe diverse grade de dificultate. Lungimea totală a tirolienelor existente în parc este de 1,2 km, 1200 de metri. Nu știu nicio exact unde sunt toate, ca să vă spun sincer, dar ele există 1200 de metri de tiroliene. De altfel, după ce terminăm conferința de presă, eu am rugămintea să ne plimbăm împreună puțin în parc, pentru că veți simți mult mai de aproape ceea ce se întâmplă pe aceste trasee. Din România, în acest moment, pentru că noi am făcut două trasee noi de curând, în acest moment el este cel mai mare parc de sel din țară, pentru că are 14 trasee și aproape 200 de ateliere. Deci dacă vrem strict de parc de aventură, nu ce mai puse. După ce clientul primește echipamentul, care echipamentul îl poți prezenta și aici lângă noi, este compus dintr-un ham. Dintr-un ham tip buggy, ceea ce este unic în țară, deci niciun parc din țară nu primește echipament tip buggy. Asta este pentru siguranță, primește și casca, este echipat, merge la un instructaj de 10-12 minute, unde un om de la noi îl va instrui și va detalia pașii pe care trebuie să-i facă în parc. După aceea coboară pe fiecare atelier în ordinea culorilor, în ordinea dificultăților, în funcție de cum sunt cum sunt înscriși, da. Copiii sunt supravegheați în timpul în permanență copiii sunt supravegheați și adulții sunt supravegheați și îndrumați. La ora actuală există 15-18 oameni jos. Sunt cei cu tricoul verzui, ca să putem să și identificăm foarte, foarte bine și tot timpul îi îndrumă să parcurgă atelierul cât mai ușor. Monitori, poți să... Putem să le spunem și monitori. Și acești monitori sunt specializați, au primit da. Certificare, nu?
ei sunt, ei parcurg un training de, de inițiere la, la noi. Dar vreau să vă spun că de multe ori adulții sunt mai copii decât copiii, deci supraveghem și adulții pentru copiii. Siguranța este principala noastră preocupare, dincolo de multe alte aspecte. Siguranța trebuie să fie 100%. Nu știu dacă ați văzut masa de echipament. Are două carabiniere pe care în permanență trebuie să și le țină pe, pe cablurile marcate. Se face instructajul, se spune cum și așa mai departe. În măsura în care e în permanență au cele două și în măsura în care își mută, asigură le de pe un cablu pe celălalt, orice risc este redus la, la zero. La nici ca număr, pentru că oamenii sunt receptivi încă de la, de la instructaj și fac ceea ce fac. Adică standardele de siguranță sunt aceleași care sunt și în străinătate? Absolut, absolut. Cu cât îi plătiți, domnule? Pe oameni? Pe turiști? Pe turiști? Pot să vă spun, sunt salariile peste media din zonă, în orice caz, cu siguranță. Peste media din zonă. La ce valoare se ridică investiția? Valoarea investiției se ridică la peste 300.000 de euro. O întrebare pentru și cât timp vă așteptați să amortizați? 3, 4, 5 ani.